Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru Miercuri! Așa cum știți, Miercuri este data de 9 noiembrie și să știți că vine cu niște lucruri absolut speciale. În primul rând, Luna încă se mai află în Taur și face un trigon cu Pluton din Capricorn, iar apoi trece în Gemeni. Iar asta înseamnă că este o zi în care avem ocazia să fim apreciați este o zi în care putem să primim tot felul de vești bune legate de zona autorităților, vești bune care țin de avansarea noastră și de asemenea cei mai mulți dintre noi avem parte de o zi în care ne simțim apreciați, o zi în care reușim să găsim o soluție la o anumită problemă avem eremitul, această arcană majoră, care vorbește despre înțelepciune. Este o carte a detaliilor și de asemenea reprezintă o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu. De asemenea, discutăm despre cineva care abordează lucrurile dintr-un mod diferit. Este o persoană mai singură din fire, chiar este o persoană cu o experiență foarte mare, cineva care preferă, să spun așa, singurătate. Energia generală este arcana majoră steaua, și aici tare tin să cred că este o zi magică pentru toată lumea, chiar o zi în care avem ocazia să găsim, așa cum am spus, o soluție, să ne vină o idee, să avem o conștientizare. Tot steaua aici vorbește despre zona tehnologiei care poate avea un rol important astăzi. Cine știe, stai pe internet cât bei cafeaua și găsești un articol interesant, găsești o emisiune care îți captează atenția. Citești un paragraf care te ajută să te trezești puțin la realitate. Oricum ar fi, aceste decizii care se iau în ziua de miercuri ne ajută foarte mult pe tot ce ține de ideea aceasta de maturizare. Da? Unii chiar suntem dispuși să învățăm lucruri noi, alții să știți că avem o deschidere absolut specială spre tot ce ține de spiritualitate. E vorba de o reorganizare a lucrurilor, de ideea aceasta de a avea mai multă grijă de noi și de a încerca să fim mult mai atenți la resursele pe care le avem în jurul nostru. Foarte interesant! Hai să vedem și o carte oracol, pentru că sunt foarte curioasă. Pisicile sunt aici cu mine, doar că dorm pe canapea pentru că e frig și da, e moale, e cald pe canapea și nu cred că vor veni la filmări. Nu știu. Wow, mesajul pentru noi este putere, da? reprezintă ideea aceasta de libertate, de ideea aceasta de expansiune foarte frumos. Deci este o zi în care putem să ne dăm seama de puterea noastră interioară, o zi în care alegem să devenim liberi. Poate chiar este o zi în care nu se întâmplă multe evenimente stresante, în schimb fiecare va dori să se elibereze dintr-o anumită situație nu neapărat să închidă, da? pur și simplu cu toate că suntem în sezonul Scorpionului, mai mult e vorba de a-ți lăsa sufletul liber în ziua de miercuri și de a-ți asculta foarte mult intuiția. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, te invit să cauți zodiile de care ești interesant, ascultă și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Și de asemenea te invit la previziunile pentru această săptămână, deoarece mai urmează evenimente extraordinar de importante, iar pentru cei curioși vă aștept cu drag la previziunile pentru luna noiembrie. Uh, și ușor ușor apar și toate previziunile pentru următoarea săptămână, deoarece în această perioadă, deci până la sfârșitul săptămânii, lucrurile este adevărat, sunt mai tensionate, însă de săptămâna viitoare totul se mai liniștește, lucrurile se mai clarifică și o să vedem că, să spun așa, se vor întâmpla tot felul de mici, mari minuni în viața fiecăruia dintre noi. Dar am discutat deja de, de despre acest aspect în filmările pentru noiembrie, dar și în filmările pentru următoarea săptămână, dar până atunci chiar te invit să vezi ce se întâmplă cu Zodia și cu ascendentul tău în această săptămână, pentru că așa cum am spus, mai urmează evenimente destul de interesante. Bun. Zodia Berbec, Dragi bărbeci, astăzi este o zi în care ești apreciat, o zi în care poți să primești o veste bună din partea autorităților, poți să primești o veste bună din partea unui șef și unii dintre voi chiar aveți surpriza că primiți o avansare sau cineva vă face un compliment, sunteți foarte bine văzuți și e interesant faptul că tot în această zi ești și concentrat pe drumuri, pe relația cu rudele, poate chiar ai chef să discuți mai mult decât de obicei. Și asta este foarte, foarte bine. Hai să vedem și tarotul ce-ți transmite. Prima carte pentru tine, Arcana Majoră Puterea, o legătură cu Zodia Leu. Văd aici să pare că în această zi apare o provocare pentru tine. Mai avem Arcana Majoră Temperanța, o legătură cu un săgetător. Poate chiar să fie o zi în care, așa cum ți-am spus și la început, te simți foarte bine, ești apreciat și chiar îți crește foarte mult încrederea în propria persoană. Prima carte 3 de monede, o legătură văd aici cu un grup de oameni mai mic din jurul tău și de asemenea văd faptul că. Înveți ceva studiezi ceva astăzi sau ai o activitate uh, în familie sau o activitate legată de rudele tale. Următoarea carte 2 de monede este o zi în care ești solicitat în două direcții și vezi că este important să menții un echilibru dintr-un anumit punct de vedere. Ultima carte pentru tine, 10 de monede, foarte frumos. 10 de monede vorbește despre o închidere, dar vorbește și despre o bucurie. Primești niște bani sau rezolvi ceva legat de familia ta, ceva legat de o moștenire, o sumă mai mare de bani. Da, ești foarte mult apreciat astăzi. Deci se rezolvă niște probleme. Zodia Taur, pentru tine este o zi foarte bună în care ai un moment așa de inspirație, ai un moment în care îți dai seama ce anume reprezintă o anumită relație pentru tine. În egală măsură este o zi în care ai o intuiție foarte bună, dar este și o zi în care rezolvi ceva. Important pentru tine legat de străinătate, spiritualitate, studii înalte sau e vorba de un obiectiv foarte înalt pe care tu îl ai. În egală măsură, vezi că este o zi în care poți să primești niște bani sau poate să fie o zi în care uh, îți cumperi ceva pentru tine, rezolvi ceva legat de niște bani, ți se dau niște bani înapoi sau tu reușești să achiziți un împrumut. Ceva aici se întâmplă, dar e benefic pentru tine. Și chiar este o zi în care începi să te valorifici mult mai mult, mai ales tu. E ca o recuperare așa după eclipsă. O carte pentru tine, Asul de Băte. Văd aici o bucurie pentru tine, o idee nouă care îți vine, o poftă de viață absolut fantastică pe care o ai, dar posibil și o nouă persoană care apare în jurul tău. Văd aici un 10 de spade, ceea ce înseamnă un final, înseamnă o închidere care probabil s-a petrecut în viața ta, însă apare o lumină, da? apare o speranță pentru tine, apoi faietonul, o legătură cu zodia rac, dar văd și un drum important pe care îl faci sau niște drumuri importante pe care le faci. Mergi într-un loc nou, primești o veste bună. Următoarea carte, Magicianul, văd aici că ai foarte multe lucruri de făcut. Poate chiar ai de lucru cu mâinile sau îți vine o idee și începi să o pui în practică, începi să cauți soluții, începi să investești în acel lucru. Dar mai văd aici și faptul că în sfârșit primești acel element care îți lipsea. Ultima carte, 8 uh, de băte. 8 de băte vorbește despre foarte multă comunicare pentru tine în această zi, despre multe drumuri, dar și despre un succes. De asemenea, vezi că este o zi în care pe zona internetului poți să găsești o soluție absolut genială la o problemă. Zodia Gemeni. Pentru tine este o zi cu o, o conștientizare absolut profundă. Vezi că e ceva legat de locul de muncă, ceva legat de zona sănătății, dar în alte cazuri văd aici foarte clar faptul că afli niște secrete sau este un element acolo care îți lipsea și care apare în ziua de miercuri. Mai ales că e și ziua lui Mercur, tatăl tău. na Mercur e puțin stresat pe acolo, dar te ajută. Te ajută mai ales să afli secrete, te ajută să, să spun așa, să ai parte de un moment de iluminare. Da? Și, da, poate să fie și o zi în care te preocupi foarte mult de tine, o zi în care te pui pe primul loc. Și vezi că intuiția e destul de mare la tine. Da? Ești, cred că, cea mai intuitivă zodie în ziua de miercuri. Mai sunt câteva da, care au o intuiție mai bună, dar tu în ziua de miercuri funcționezi la capacitate maximă. Hai să vedem. Prima carte pentru tine Regele de monede foarte clar văd aici o legătură cu zona imobiliarelor, sau poate chiar o legătură cu o persoană care muncește din greu. Poate ai o legătură cu zona rurală pentru alți gemeni. Uh, mai avem și cavalerul de băte. Văd că e o situație în care tu vrei să te arunci cu capul înainte. E ceva care îți provoacă foarte multă bucurie, ceva ce te atrage. Următoarea carte, turnul, turnul vine cu o eliberare. Poate să fie și un moment de conștientizare absolut profund pentru tine, poate să fie un moment magic, însă pe de altă parte e ceva aici vechi care se dărâmă, afli o veste, afli un secret. Următoarea carte, 6 de monede, niște bani pe care urmează să îi dai sau bani pe care îi primești. În egală măsură poate să fie și o zi în care pe neașteptate rezolvi ceva legat de bani sau conștientizezi ceva legat de bani. Vezi că e vorba de niște bani pe care i-ai pus tu acolo la comun cu cineva sau poate e vorba de un împrumut în alte cazuri. Ultima carte, șase de spade, un drum pe care îl faci astăzi sau o persoană care îți vine în casă. Te pregătești pentru ceva. Zodia Rac, pentru tine este o zi în care o discuție cu un prieten te ajută foarte mult să-ți rezolvi anumite nelămuriri pe care le ai. În egală măsură, vezi că este o zi în care poți să cunoști o nouă persoană sau dacă ești deja într-o relație, în sfârșit, poți să-ți faci niște planuri împreună cu persoana iubită, de ce nu? Iar unii raci au ocazia să semneze un contract astăzi sau să facă o înțelegere. Vezi că în egală măsură este o zi în care nu ai o energie vitală foarte bună și chiar ar fi foarte bine să nu exagerezi cu munca. Încearcă să te apropii mult mai mult de planul acesta energetic, de planul spiritual, pentru că ai foarte mult ajutor de acolo și chiar ți-ar fi recomandat să lași lucrurile de la sine în ziua de miercuri, pentru că se pot întâmpla minuni. De ce nu? La baza pachetului 4 de monede, văd aici ceva care este foarte fix pentru tine. O persoană mai încăpățânată, cineva care renunță greu la un anumit lucru, poate chiar are legătură cu o persoană ușor zgârcită. În alte cazuri, văd niște vorbe frumoase pe care le primești și care îți oferă o mai mare încredere în tine. Următoarea carte, Spânzuratul, o legătură cu Zodia Pești, văd aici. Se pare că este o zi în care ori te simți blocat într-o situație, ori este o zi în care încerci să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă. Următoarea carte, trei de bâte, uite, o primă de blocare, o primă victorie, un prim succes care apare aici pentru tine, dar văd și niște strategii, niște planuri pe care tu ți le faci. Următoarea carte, 10 de monede, foarte frumos. 10 de monede vorbește despre cartea familiei, deci ai ocazia să rezolvi ceva important legat de un grup de oameni, legat de o ședință, ceva legat de casă, de familie, de ce nu, sau ceva legat de o sumă mai mare de bani. Zodia leu, Pentru tine este o zi în care strălucești de-a dreptul și vezi că este o zi în care se rezolvă ceva legat de locul de muncă. Pentru alții este o zi favorabilă să rezolvați o problemă de sănătate și în egală măsură este o zi în care strălucești, o zi în care înflorești și vezi că de asemenea ai ocazia să intri în contact cu foarte mulți oameni astăzi te poți împrieteni cu persoane noi sau cine știe, poți să ai parte de tot felul de evenimente, să ai parte de tot felul de lucruri speciale. Te vezi cu prietenii, socializezi, discuți acolo niște, niște lucruri. o zi în care îți planifici foarte multe chestii. La baza pachetului steaua o legătură cu zodia vărsător, văd aici că țintești undeva sus și de asemenea este o zi în care ai parte de succes și de recunoaștere din partea celorlalți și văd o puternică legătură cu zona tehnologică lumea. 6 de cupe uite, în unele cazuri văd aici o relație cu o persoană de la distanță, o persoană care se află într-o altă țară, într-o altă religie, dar văd o puternică legătură și cu un suflet pereche. Da? Poate chiar în alte cazuri e vorba de un copil sau de o persoană mai tânără care ar putea avea un rol foarte important în viața ta. Următoarea carte, Asul de monede pentru tine, apare o veste bună, apare în sfârșit. Acel element care îți oferă siguranță. În sfârșit, ai parte de acea dovadă, și văd că este o zi în care poți să mergi într-un loc nou sau poți să încerci lucruri noi din punct de vedere fizic. Ultima carte, 5 de monede. Atenție, puțin și pe zona sănătății, astăzi, însă, vezi că este o zi în care e posibil să abandonezi puțin uh, ideea aceasta de bani, ideea aceasta materială. Pentru alții, e vorba de un nou început. Um, spre care vrei să te îndrepti, doar că e ca și cum ai lua o de la zero 5 da. de monede îmi spune de o senzație, de singurătate, de abandon Vezi că momentan ceea ce ți se oferă este doar la început Mai durează până lucrurile devin concrete Zodia Fecioară pentru tine este o zi în care uh, ai o discuție foarte interesantă cu persoana iubită. Poate chiar ai o discuție așa mai elevată, mai spirituală. Iar în unele cazuri, văd că, nu știu, îți planifici o călătorie în străinătate împreună cu o persoană dragă ție. Poate vrei să te relaxezi, vrei să te distrezi. Uh, și foarte interesant este faptul că astăzi ai ocazia să să te faci remarcat da, prin ideile pe care tu ți le impui în fața celorlalți. Și asta, da, te ajută extraordinar de mult, ca să spun așa. Ideile tale, modul tău de a gândi, să știi că te ajută să rezolvi ceva legat de persoana iubită, ceva legat de un copil, iar cei care sunteți singuri, tot înainte, pentru că aveți șanse să cunoașteți pe cineva, Însă este important să te faci remarcat, da, să nu taci în gură, da, nu fac eu probleme că uh, nu spuneți voi da și nu, nu vorbiți, nu comunicați. Alții rezolvați ceva legat de o afacere și de zona străinătății. Prima carte pentru tine wow. Este împăratul, da, erau cărțile invers, împăratul îți spune despre o legătură cu Zodia Berbec, dar văd aici și niște reguli care se impun într-o situație anume. În egală măsură, tot împăratul vorbește despre o persoană care este undeva suspusă, vorbește despre un șef, despre o persoană puternică. Dar vezi că apare și o discuție neașteptată, apare o surpriză pentru tine astăzi. Următoarea carte, 6 uh, de monede, poate să fie o zi în care rezolvi ceva legat și de niște bani. Primești un cadou, oferi un cadou, plătești ceva sau îți cumperi ceva important pentru sufletul tău. Următoarea carte, Temperanța, o legătură cu un săgetător. Eu văd aici o revedere cu o persoană, poate să fie un prieten, persoana iubită, cineva din anturajul tău. Reușești să vindeți ceva, reușești să rezolvi ceva pentru tine. Iar ultima carte este 8 de băte, văd aici. 8 de băte care vorbește despre succes. Vezi că este o zi în care, așa cum ți-am spus, o să comunici foarte mult și o să ți impui punctul de vedere. Asta e foarte bine și vezi că ai un rol important astăzi. Ai un rol important în deciziile care se iau. Vorbești, nu știu, primești un e-mail de la o instituție importantă, primești un răspuns din partea unui șef, faci tot felul de drumuri pentru a-ți rezolva niște probleme, Legate de șef sau legate de persoane influente. Zodia Balanță. Hmm, pentru tine este o zi foarte intensă. Um, o zi în care rezolvi ceva foarte important pentru tine legat de familie, casă terenuri, zona imobiliarelor, e ceva legat de bani, da? pe acolo se rezolvă ceva. Sau de asemenea poate să fie o zi în care îți vine o idee bună, cum anume să rezolvi o problemă veche din viața ta legată de bani. Um. În egală măsură vezi că este o zi în care poți să intri în contact cu persoane din alte culturi, din alte religii, o zi în care poți să ai tot felul de discuții din acestea elevate, dar mult mai interesant decât atât este faptul că în ziua de miercuri ai ocazia și tu să te faci remarcat, doar că nu știu cum să-ți spun aici că e vorba de de faptul că ți se cere să comunici. Da? Deci dacă ești și comunici, vezi că rezolvi ceva absolut, nu știu, într-un mod magic, deci ție nu-ți vine să crezi. Însă e nevoie să comunici. Nu știu, găsești, rezolvi ceva legat de o bancă, de niște bani, ceva se rezolvă. Uite, luna au o legătură cu zodia rac sau cu zodia scorpion, da, nu vezi tu lucrurile foarte clar într-o situație, mai văd o legătură cu Zodia Pești. E o situație în care lucrurile erau blocate da? și apare împăratul, o legătură cu un berbec, împăratul care vine și impune niște reguli sau e vorba de o persoană care ia atitudine într-o anumită situație. Următoarea carte, 6 de monede, o zi în care dai bani, primești bani, o zi în care poate chiar reușești să rezolvi ceva legat de zona finanțelor pentru tine. Îți cumperi ceva, reușești în sfârșit să ai o discuție serioasă legată de o împărțire de bunuri. Ultima carte, Temperanța, o legătură cu un săgetător, văd aici, dar pentru alții e clar faptul că reușești să te împaci cu cineva sau reușești să găsești o soluție de mijloc într-o anumită situație. Nu se rezolvă de tot, doar că e începutul. Zodia scorpion. O zi foarte bună în care ai o discuție așa foarte interesantă cu o rudă, cu un vecin, cu o persoană apropiată ție și acea discuție te ajută mult să-ți clarifice anumite probleme și chiar să rezolvi ceva legat de niște acte hârtii și documente. În egală măsură este o zi în care o să te bucuri o zi în care o să vrei să trăiești intens și. Atenția ta cade pe uh, zona erotică sau atenția ta cade pe zona spirituală depinde da ce faci pe de altă parte, este o zi în care parcă te simți așa eliberat, dar vezi că e după acea discuție sau. Uh, după acea întâlnire pe care o ai. Poate ție îți vine o idee, dar vezi că e posibil tu să inițiezi discuția suni acea persoană, faci un drum scurt, rezolvi ceva și spui gata, m-am eliberat. Din ceva anume, nu știu, aveai tu o treabă de făcut. Pentru unii sunt lucruri absolut banale, da, nu știu. Mergi și în sfârșit cumpere acel lucru și ai reparat ușa în casă, da, depinde de fiecare. Pentru unii sunt lucruri mărețe, importante. Bun. Prima carte magicianul Pe aici că ai multe lucruri de făcut astăzi, dar văd că încerci să îți găsești cea mai bună strategie pentru a face ca lucrurile să funcționeze. Mai avem aici faetonul o legătură cu zodia rac. Cred că este o zi în care ai multe drumuri de făcut, dar așa cum ți-am spus, sunt benefice acele drumuri pentru că ești ajutat. Următoarea carte, 8 de cupe. Păi se pare că vrei să închizi ceva, vrei să lași ceva în urmă. O relație, un mod de a te manifesta, poate chiar e vorba de a renunța la anumite idei. Ai avut ceva de făcut astăzi, reușești, rezolvi și lași deoparte. Următoarea carte, patru de cupe, văd că ceva totuși nu-ți place, ceva nu-ți convine. Apare un element aici care nu prea e pe placul tău, dar unii scorpioni e posibil chiar să fie plictisit de-a dreptul de o anumită situație și atunci spui știi ce îmi văd de viața mea tot înainte. Ultima carte, judecata. Wow, dragi scorpioni, judecata spune despre, acest, despre acel moment când stai la masă cu cineva. Și îți expui punctul de vedere, spui foarte clar ce vrei. Cealaltă persoană face la fel și, da, ai ocazia să-ți clarifici situația. Pentru alții e vorba de o revedere sau e vorba de ceva ce ai așteptat de mult timp. Și acum ai ocazia. Zodia săgătător. Pentru tine este o zi în care rezolvi ceva legat de locul de muncă și de o sumă de bani. Primești o recompensă, ți se mărește salariul sau îți găsești un loc de muncă, da, cei care își căutați. Dar în alte cazuri văd aici că se rezolvă ceva legat de o karmă de familie sau în sfârșit reușești să rezolvi acea problemă legată de animalul de companie. Unii vă gândiți să vă luați vreun animal de companie, știu eu. Ideea este că după această discuție sau după rezolvarea acestor probleme, Ți se deschide așa câteva zile de socializare și intri în contact cu mulți oameni, semnezi contracte, faci tot felul de asocieri, parteneriate și asta este foarte, foarte bine. la muncă astăzi poate să-ți meargă bine, da? Nu se întâmplă nimic interesant, ba mai mult decât atât, primești un premiu, primești o recompensă sau pur și simplu te simți tu apreciat la muncă. Da? Faci ceva acolo sau chiar dacă nu lucrezi, faci ceva prin casă, ajuți un vecin, ajuți pe cineva și ești lăudat, ești bine văzut și asta te bucură și poate chiar menții relația de prietenie cu acea persoană. Prima carte pentru tine, 10 de spade. Văd aici ceva că nu convine unei persoane. Puterea, o legătură cu un leu. Da, sunt lupte de putere aici. Următoarea carte, 8 de cupe. Și se pare că cineva renunță sau pur și simplu ieși dintr-o etapă mai puțin plăcută, într-o situație. Următoarea carte, 4 de cupe. E o stare așa de plictiseală, da? pe de o parte. Pe de altă parte, văd că nu ești foarte încântat în legătură cu un final sau în legătură cu o decizie pe care o ia cineva. Iar ultima carte este Arcana Majoră Judecata. Aici să știi că se decide ceva legat de un final, ceva legat de o încheiere se încheie conflictul. Stai de vorbă și închei conflictul sau închei relația. Pentru alții e vorba de un răspuns, nu știu, pe care îl așteptai de mult timp și acum în sfârșit vine și te ajută. Sau măcar îți clarifică lucrurile. Zodia Capricorn. Pentru tine este o zi în care reușești să rezolvi ceva legat de persoana iubită, ceva legat de plăcerile tale și de asemenea este o zi în care reușești să rezolvi ceva împreună cu un copil. Vezi că sunt lucruri foarte importante pentru tine și mai interesant decât atât este că tot începând cu această zi, locul de muncă, starea de sănătate încep să primeze pentru tine și poate chiar ești mult mai concentrat pe așa ceva. cumperi ceva pentru tine, te răsfeți, te simți bine, ceva acolo se întâmplă. Au sărit trei cărți, le las pe toate trei. La baza pachetului, doi de spade și cu trei de monede. Cineva nu prea știe ce să mai spună, ori în legătură cu un cerc mai mic de oameni din care tu faci parte, deci un grup mai mic de oameni sau pentru alții e vorba de un examen, e vorba de ceva ce se studiază, să văd o persoană care nu prea comunică, cineva care nu prea mai știe ce vrea. Șase de cupe poate să fie ceva legat de un suflet pereche, ceva legat de o persoană mai tânără, de un copil, Următoarea carte, Asul de monede, apare o veste bună pentru tine. Apare în sfârșit acea dovadă sau în sfârșit apare acel element de care aveai nevoie. Un nou început, o șansă, ceva aici se întâmplă, iar ultima carte, 5 de monede. E un nou început în care cineva se simte puțin abandonat, puțin lăsat deoparte. În alte cazuri, nu știu, poate chiar te gândești serios să îți impui un regim nou de viață, un stil nou de viață. Pentru că stai și te gândești, bun, mă simt bine acum când mănânc chestia respectivă, dar se pare că peste două zile nu mă mai simt bine sau două zile după aia nu mă mai simt bine și așa mai departe. Dacă apare ceva nou la orizont, e bine să te deschizi, dar vezi că e ceva special doar pentru tine. Nu sunt lucruri pe care trebuie să le împarți cu ceilalți. Zodia vărsător. Pentru tine este o zi în care, pe neașteptate, chiar închizi ceva, rezolvi o problemă, iei o piatră de pe suflet legate de familie, trecut, rude, zona imobiliarelor, acum e momentul tău și foarte interesant este faptul că începând cu această zi încep să te concentrezi foarte mult timp de câteva zile pe relația cu un copil, relația cu persoana iubită, te concentrezi mult pe plăcerile tale și bineînțeles că și zona afacerilor devine mult mai activă pentru tine. Aveai ceva de rezolvat tu în casă, în familie, trebuia să ai acea discuție, trebuia să te întâlnești cu acea persoană și, în sfârșit, se întâmplă minunea. Și apoi, gata, te simți eliberat, deja vine weekendul pentru tine. Pentru unii. Nu pentru toți. La baza a pachetului, regina de monede, foarte frumos, rezolv ceva legat de niște bani sau ceva legat de o casă, ceva legat de o sumă mare de bani. Totuși, văd aici niște activități noi pe care le faci sau, cine știe, unii chiar să se gânde serios să investească puțin în propriile plăceri. O bucurie văd din partea unei persoane mai tinere sau din partea unei persoane care se comportă puțin mai imatur. E ceva legat de o așteptare mai mare sau de zona străinătății. Așa cum spuneam, pentru că următoarea carte este doi de bâte. Poate chiar într-o situație în care lucrurile nu au funcționat, erau destul de apăsătoare, în sfârșit încep să se așeze. Văd niște planuri pe care ți le faci legate de străinătate sau niște planuri pentru un viitor mai îndepărtat. Următoarea carte, Asul de Băte, clar apare un nou început, apare o nouă speranță pentru tine, în sfârșit îți recapeți acea speranță. Iar ultima carte, Șapte de Monede, și văd că ești dispus să aștepți, dar așa cum îți spuneam, e nevoie să faci și puțină pace cu trecutul. Fie la nivel emoțional, fie chiar fizic, să pui mâna pe telefon și să suni persoana respectivă. Zodia Pești. Pentru tine este o zi extrem de interesantă în care îți faci tot felul de planuri împreună cu rudele, împreună cu anturajul și în egală măsură este o zi în care faci tot felul de drumuri, în care ai tot felul de discuții, îți planifici tot felul de lucruri împreună cu o persoană dragă ție. și începând cu această zi, familia, casa și de asemenea zona imobiliarelor începe să capete un rol aparte în viața ta. Faci un drum, te întâlnești cu un prieten sau auzi că se rezolvă ceva, se planifică ceva acolo în anturajul tău și astea sunt doar vești bune. să-ți transmit că dacă ai un drum scurt de făcut în legătură cu o ședință, vezi că lucrurile sunt benefice. 10 de monede avem aici, o legătură cu un grup mai mare de oameni, dar văd clar faptul că uh, o sumă mai mare de bani, o casă, știu eu, uh, contează foarte mult pentru tine astăzi. Da? Îmi văd o supărare totuși în legătură cu o persoană din familie. Următoarea carte, Cinci de spade. Păi, dragi pești, Cinci de spade vorbește despre un compromis, despre o persoană care își urmărește propriul interes și care profită de o anumită poziție în care se află. Următoarea carte, Valetul de băte, o legătură cu un adolescent sau cu o persoană mai tânără, însă văd și faptul că ești deschis să încerci lucruri noi și poate chiar să fie o zi în care este important să te deschizi așa în fața. Noutăților. Iar ultima carte este Regina de monede, ceea ce înseamnă că rezolvi o problemă importantă legată de zona banilor, însă este și o zi în care te simți independent, o zi în care te simți extraordinar de puternic. Ești foarte sigur pe tine. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea, eu îți mulțumesc pentru atenție, nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea vă invit cu drag la previziunile pentru această săptămână aveți playlistul mai jos după capitole, în primul comentariu lăsat de mine și de asemenea te invit cu drag și la previziunile pentru luna noiembrie, deoarece mai avem evenimente importante, mai avem o lună nouă în săgetător pe data de 24, care o să ne aducă așa noi începuturi absolut fantastice tuturor. Cam atât pentru astăzi, te îmbrăcișez, îți mulțumesc încă o dată pentru atenție, nu uita să distribui videoclipul și îți doresc să ai parte de o zi de miercuri cât mai frumoasă.